La Suceava a fost parafat acordul cadru de înființare a Asociației Moldova se dezvoltă. Într-o primă fază din această structură fac parte localitățile Suceava, Botoșani, Piatra Neamț, Iași, Roman, Câmpul Moldovenesc și Vatra Dornei. Acordul a fost semnat de primarii Ion Lungu, Suceava, PNL, Cătălin Flutur, Botoșani, PNL, Lucian Micu, Roman, PNL, Dragoș Chitic, Piatra Neamț, PNL, Mihai Ținegură, Câmpul Moldovenesc, PNL, Ilie Boncheș, Vatra Dornei, PNL și Mihai Chirica, Iași, Independent. Primarii au susținut ideea de a promova proiecte de pe fonduri locale, guvernamentale și europene în vederea dezvoltării Moldovei. Ei au precizat că noua entitate este deschisă și altor localități și se constituie în condițiile în care regiunea duce lipsa investițiilor, în special a infrastructurii, ceea ce a condus la subdezvoltare și depopulare. Specialiști din localitățile componente ale Asociației Moldova se dezvoltă vor forma grupul de lucru care va elabora proiectele. Discutăm despre acordul de dezvoltare a Moldovei. Și vreau să spun din start că nu este o replică la Alianța Vestului. Nu este o contrapondere la Alianța Vestului. Cred că acest acord de asociere pe Moldova noi trebuie să-l avem mai demult, având în vedere faptul că problemele Moldovei sunt mult mai grave decât cele ale Vestului, dacă discutăm de această alianță. Și vreau să felicit primarul din vestul țării, cei patru primari vrednici care au făcut acea Alianța Vestului, dar vă spun că nu avem cu nimic de a face cu ei. Eu zic că și noi aici în Moldova avem primari vrednici care s-au făcut datoria, dar datorită poziționării noastre geografice, faptul că suntem mai mult spre est decât spre vest, avem aceste probleme, faptul că, așa cum se știe, noi astăzi nu avem o autostradă care se lege Moldova de celelalte regiuni istorice, de Bardeal, să mai spun de București. Avem o mare problemă. Și am spus și cu alte prilejuri și ultima dată când am avut o discuție în prezența președintelui României la Asociația Municipiilor din România, că măsura în care aceste lucruri nu se vor rezolva, Moldova este condamnată la subdezvoltare. De aceea am decis, noi cei 7 primari care suntem aici, și sigur că este o asociație de tip deschis, pot adera după semnarea acestui document și alte primării și alți primari care vor acest lucru, noi considerăm că nu mai putem sta în această situație, și vrem să facem această asociere, acest parteneriat între localități, să fim un model de organizare pentru Moldova, să reprezentăm o putere de negociere la nivel guvernamental, la nivel european și cu alte organisme, sigur, în ideea de a dezvolta, așa cum am spus, zona Moldovei. V-aș ruga să-mi dați voie să citesc acest acord cadru, așa se cheamă el, Asociația Moldova se dezvoltă. Motive. Lipsa unei strategii coerente de dezvoltare și de alocare a resurselor în vederea diminuirii decalajului între estul și vestul țării. Ținerea în izolare vizibilă, cu consecințe deosebit de grave în ceea ce privește creșterea economică a regiunii. Depopularea accelerată a regiunii prin migrația forței de muncă active. Principii abordate. Descentralizarea pentru creșterea puterii autorităților locale. Dezvoltarea echilibrată a activităților economice între toate regiunile țării. Diminuarea migrației forței de muncă. Încurajarea dezvoltării locale pe bază de parteneriat între actorii relevanți ai zonei. Dorim să inițiem proiecte regionale și locale ale localităților noastre care să contribuie la dezvoltarea zonei Moldovei, la reducerea decalajului față de celelalte regiuni istorice ale țării. Asocierea noastră este de parteneriat cu scopul de a avea eficiență în promovarea proiectelor noi de infrastructură, de investiții publice sau private, a proiectelor în educație, sănătate, mediu, turism, fără a exclude participarea autorităților centrale, europene sau alte organisme internaționale. Sursele de finanțare vor fi locale, guvernamentale sau europene de la caz la caz. Argumente pentru susținerea asocierii Moldova se dezvoltă. Prin poziționarea geografică avem posibilități de interconectare rapidă între orașele noastre, rutieră, cale ferată, aeriană. Promovarea de investiții teritoriale integrate, ITI, care să abordeze integral zona noastră. Avem experiență în promovarea proiectelor pentru dezvoltare locală, finanțate din fonduri europene sau alte tipuri de finanțări. Orașele noastre reprezintă motoare de dezvoltare economică în zona discutată. Reprezentăm împreună cu zonele metropolitane, dezvoltate în jurul municipiilor reședinței de județ, peste 1 milion de locuitori, respectiv peste 30% din populația zonei Moldovei. Legăturile între orașele noastre din zona Moldovei au o istorie comună. Obiectivele și prioritățile comune ale asociației. Dezvoltarea infrastructurii de transport de importanță regională și națională. Autostrada Iași-Târgu Mureș. Autostrada Nord-Sud, care se lege regiunea noastră de București. Construirea șoselei de centură la nivelul orașului asociate. Interconectarea cu rețelele de transport european, inclusiv spre Ucraina și Moldova.
modernizarea transport feroviar, asigurând interconectivitatea prin trenuri de mare viteză cu celelalte regiuni. Îmbunătățirea mediului economic de importanță regională și locală. Dezvoltarea de rețele de tip cluster, turism, agricultură, IT, precum și valorificarea potențialului regional. Înființarea și dezvoltarea de zone economice și parcuri industriale. Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii specifice inovării, cercetării, adoptarea de noi tehnologii, atragerea mediului universitar în aceste proiecte. Abordarea strategiei de dezvoltare economică, regională și locală, în concordanță cu politicile de protejare a mediului și conservare a patrimoniului cultural și natural. Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă. Asigurarea forței de muncă pe plan local, dezvoltarea învățământului dual. Crearea de condiții pentru investiții noi din partea autorităților locale. Acordarea facilități fiscale pentru a reduce migrația forței de muncă, pentru a convinge tinerii să rămână acasă. Descentralizare și o administrație publică eficientă. Transferarea unor atribuții ale autorităților centrale către autoritățile care funcționează în unități administrative teritoriale și autorităților locale, autorităților centrale, autoritățile centrale având un rol de tutelă administrativă. Reducerea sărăciei prin dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale. Inițierea unor programe active de integrare în muncă, investiții în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale pentru creșterea calității vieții. Dezvoltarea serviciilor sociale integrate și furnizarea serviciilor sociale. Acest document este un acord cadru de colaborare, urmând ca până la sfârșitul primului trimestru al anului 2019 să avem creată structura juridică de tip asociație intercomunitară pentru a putea fi reprezentativi ca parteneri de dialog și negociere privind realizarea obiectivelor menționate prin colaborare la nivel guvernamental și de negociere pentru exercițiul financiar al Uniunii Europene 2021-2027 privind utilizarea instrumentului european ITI, investiții teritoriale integrate pentru atragerea de fonduri europene. Odată cu semnarea acestui document, lansăm invitația către celelalte municipalități din zona vizată să adere la demersul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și acum, dacă dați voie să trecem la semnarea documentului, sigur va fi semnat într-un singur exemplar pe care îl vom multiplica. Dacă îmi spune așa, cu Doamne ajută! Să dea Dumnezeu să se îndeplinească. Da, domnul Marbea. Doamne ajută. Domnul Micu. Mulțumesc. Doamne ajută și Moldova să se dezvolte cu adevărat. Da, domnul primar, cu durere, scuzați că am sunteți mai de dreapta, am pus în stânga, asta e situația. Pentru un ceas bun. Domnul primar, Miniță Negura. Și în ultimul rând, domnul primar Boancheș. Cu bună Dumnezeu înainte. Da. Da. Acum haideți să facem și noi o poză de grup, zicem dacă nu iese. Putem face sau nu putem face? Pentru că domnul din media spun că o fotografie de asta, o poză de câte 1000 de cuvinte. Hai să vedem dacă nu iese sau nu iese. Domnul pic scaune mai în spate, da? Da. Sigur, e un moment istoric care are pe lângă motivele care au fost enumerate de domnul primar Lungu și câteva alte motivații. De ce sunt astăzi la Suceava? Într-un motiv foarte pragmatic. Am descoperit un lucru care, sincer, relansează toată politica de dezvoltare a regiunii de nord-est a Moldovei. Faptul că am rămas atât de multă vreme în sărăcie avea o acoperire politică foarte evidentă. Și ne-am dorit cu toții, cei care ne aflăm acum la masă, dar și mulți alții care nu sunt acum aici, dar vor veni, să nu mai fim săraci, să ne luăm soarta în mână, să demonstrăm tuturor că știm ce vrem pentru regiunea pe care o reprezentăm, că avem resursele umane, inteligența necesară să ne punem la aceeași masă, că nu avem orgolii, singurul nostru orgoliu este populația pe care o reprezentăm, care trebuie să trăiască mai bine. Iată că în acest grup de inițiativă suntem și primari care conducem stațiuni turistice de interes național. Prin acest acord chiar invităm și primari care conduc stațiuni turistice de interes național. Interesul nostru a celor care conducem aceste stațiuni turistice este să atragem cât mai multe, fonduri, proiecte care se pot realiza și în special în zona de munte a județului Suceava și nu numai. În legătură cu investiția pe care
domnul primar chiar a punctat-o, după cum știți și dumneavoastră, la Câmpul Lung Moldovenesc va fi dat în funcțiune în cel mai scurt timp cea mai importantă investiție din turism, partea din Masivul Rarău, o investiție de 15 milioane de euro. Iată că am ajuns în anul în care și an centenar să dăm drumul la această importantă investiție. Sunt onorat, sunt la această masă într-un moment de mare importanță pentru Moldova noastră. Eu pot să spun că este un moment istoric și sincer vă spun că doar nevoia ne-a dus aici pe toți, pentru că fiecare în particular am încercat să dezvoltăm proiecte și am sperat în capacitatea administrativă a statului să rezolve aceste probleme. Din păcate am constatat, cel puțin în acest exercițiu financiar, că am rămas foarte, foarte în urmă, cu riscul să pierdem iarăși foarte mulți bani europeni. Avem o experiență cu toții în a scrie proiecte, dar nu avem o voce comună. Eu pot să spun că ne-a ajuns cuțitul la os și poate să fie ca un strigăt de disperare a noastră, pentru că Moldova are nevoie, în primul rând, de toți cei care își doresc să dezvolte Moldova. Pentru că dacă ați văzut din preambul, avem trei probleme mari. Izolarea duce la subdezvoltare și subdezvoltarea duce la depopulare. Sunt problemele majore ale regiunii noastre și nu știm dacă, intenționat sau nu, au trebuit să rămână așa aceste probleme. Și atunci am spus să ne luăm noi soarta în mâini, să încercăm noi să facem ceea ce am crezut că o să putem să facem într-un cadru mult mai organizat. Avem pârghii, avem specialiști, și în primul rând avem voință, iar ceea ce facem, o facem doar pentru locuitorii din zona noastră, pentru că altfel, dacă noi nu o să fim pioneri, inițiatori în așa ceva, nu văd să mai vină nimeni să ne ajute, pentru că avem atâția ani și am constatat lucrul ăsta. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat constituirea la Suceava a Alianței Moldova se dezvoltă, subliniind că obiectivele principale rămân promovarea a două proiecte importante, autostrada Est-Vest cu fonduri asigurate de Comisia Europeană și autostrada Nord-Sud, care să lege Moldova de capitala țării.